Rapid FCU Craiova 1948 pe banca echipei din Craiova. Iată cum începe Mutu această partidă, care desigur speră ca acesta să nu fie ultimul meci pe stadionul Giulești în actualul sezon. Pentru asta Rapidul trebuie să termine pe primul loc în clasament. Începe cu Moldovan în poartă, cu Junior Moraes, Dragoș Grigore, Dandea și Ștal fundaș dreapta, în continuare fără Claudiu Belu Iordache acolo, fără Onea, Kate Săpunaru, Albu, Pănoiu în spatele lui Rare și Lie și în spatele lui Voituș. Cu siguranță că este o formulă surprinzătoare, cu siguranță, asta este clar, e prima dată de când a preluat pe Rapid, când Adrian Mutu începe un meci cu această formulă. Sunt pe banca de rezerve, nume importante, dar până atunci să vedem și surprizele pregătite de Nicolo Napoli, pentru că și la Craiova sunt surprize poate chiar mai mari. Craiova începe cu Popa în poartă, Paramati dreapta, Kovacic, Diallo, Hoygebert în apărare, Sidibe, Van Durmen, Beton, Negru la mijloc. Începe meciul, Craiova atacă în prima repriză la poarta din stânga. Interesant este că, atenție, în primul 11 al Craiovei sunt doar 2 jucători români, iar unul dintre ei este portarul Popa, care îndeplinește și criteriul de vârstă. În partea cealaltă, la Rapid, sunt doar 3 străini pentru premergător startului de sezon. Mingea cade în careu și de acolo se duce în poartă. Giuleștenii au cerut hands, este Albu, cred că Albu, cel care a trimis mingea în poartă. Este o petardă care vine din zona galeriei Oltene. Haideți să vedem faza încă o dată. Vedem aici pe Rare și Lie, Rare și Lie. Întoarce o dată, de două ori, tot Rare și Lie, dar șutează în portar, Voituș. Rare și Lie a ezitat, a preferat să o ia de unul singur. Pasa este pentru Compagno! Compagno înscrie în poarta Rapidului primul gol încasat de giuleșteni de când s-au mutat pe acest stadion. Ce pasă! Ce plecare a lui Compagno, formidabil! Compagno aici, poziția este corectă. Cred că îl ține în primul rând în joc Junior Moraes. Compagno pleacă de lângă Dandea ca la biliard, fără exagerare. De baraj aici, pauza, pauza, iese Moldovan, poarta este goală, e penalti, că nu este nimeni. Se va discuta mult despre această fază, să știți. La propriu, ținând cont de ce a putut să fie în apărarea Rapidului. Compagno! Scărița lui Compagno. Gata, gata să atingă această minge portarul moldovan, dar Compagno reușește dubla. Schimbare la Rapid. Iese Dandea și intră Romario Moise. E adevărat că nici Craiova nu jucase nimic. Aici este mingea trimisă de Rare și Lie. Craiova are doar 2 înfrângeri în ultimele 12 meciuri. 2 înfrângeri în 12 meciuri. Șutul este pe lângă poarta aici, șutul lui Van Durmen. Balonul scos la Kate de Moise. Centrarea lui Kate, lovitura de cap a lui Ioniță pe lângă poartă. Fără Compagno. Să-l vedem aici pe Rare și Lie. Rare și Lie caută să-și facă mingea pe dreptul. No, și-a făcut-o, dar continuarea e modestă. Tot el scoate la Junior Moraes, dar e pe dreptul. Șutul lui Junior Moraes cu piciorul drept se pierde puțin din aportul lui Kate, odată cu mutarea sa ca fundaș dreapta. Iată acum centrarea lui Kate, Ioniță! 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 Rare și Lie, Rare și Lie, Rare și Lie! Asta da. Pauza nu l-a păcălit pe centralul bârzan. Dragoș Grigore. Centrarea lui Dragoș Grigore. Mingea este la Voituș. Penalti! Voituș scoate penalti! Este
Este Diallo. Diallo îl dă cu cotul aici, Diallo. O părerea mea e de faul de galben ăsta. Albu. Albu. 2-2. 2-2. Să vedem, să vedem cât le mai permite timpul. Paul și lovitură liberă. Repet, în tur la Craiova. A fost 3-2. Atenție la pauză, 0-0. Va mai prelungi. A dictat, a anunțase prelungirile înainte de penalti, cred, stabilise cât să fie prelungită partida. Pauza. Pauza. Junior Moraes și într-un picior. Fentă de șut și gol! Beton! Beton! Ce meciuri! Rapid Craiova din 5-5-5. 5 în tur, 5 acum, 5 în Liga a doua. Nu mai e Junior Moraes, îl urmăriți-l aici pe Junior Moraes, aici. Nu mai e, n-au fundat stânga. N-au fundat stânga. Pauza. Să punem pasă de gol, oare? Nu cred, nu cred. Nu cred că asta e pasă de gol. Să luăm parte porterii Craiova. Trece peste UTA, acolo unde era înainte acestei, înainte acestei etape. Gata meciul. Gata meciul. Craiova câștigă în Giulești. 2-3. 1-0 pentru Rapid, 2-1 pentru Craiova. Rapidul egalează în minutul 90-92, minutul 95. Nu înțeleg ce au de împărțit, că apar cartonașele roșii. Săpunarul, atenție că vine și meci de baraj și Săpunarul are galben. Bine, nu știu ce are, că e provocat de italianul Paramati. De ce fac jucătorii Craiovei asta? Că se vor mai întâlni aceste echipe și astea nu se uită. Și după aia ne întrebăm de ce suporterii sunt provocați. De ce avem reacția ale suporterilor? Și reacția ale suporterilor vin și din astfel de cauze. De ce? Ce are Paramati de împărțit cu Săpunarul? Că, na, în sfârșit. De aici, din... Urmărește toate meciurile din Liga 1 din orice colț de lume pe primaplay.ro.